bună! Astăzi este ziua cea mai așteptată pentru că vom împodobi El Brăduțo. Așa că înainte de toate astea, dați acolo un like și un subscribe pentru că vreau să văd dacă vă place și voi chiar mă placeți și vă uitați la mine și hi. Și am zis să-l fac de vreme, în primul rând pentru că mă cheamă și Nicoleta și o să vină ziua mea de moș Nicolae și aș vrea să-l am deja împodobit. Și încă un motiv este că dacă vreți și voi să vă faceți brăduțul ca mine sau să aveți o idee sau să vă inspirați de undeva, o să aveți aici tutorialul cu fiecare lucru pe care îl voi face și pe care eu îl voi pune în brăduț. Așa că hai să nu mai stăm la palavre și să începem! O să vă spun de acum că acolo se află brăduțul, iar în astea două pungi se află globurile noi. Iar tot în geamantan, unde este brăduțul, se află și globurile vechi de care va trebui să ne folosim. Așa că hai să începem! Am terminat de asambla brăduțul, care treaba asta, Doamne, mi-a făcut și mizerie pe jos, m-a enervat o grămadă, așa că ne vom apuca. Prima dată să punem oare ce? Globuri sau luminițe? Între timp am vorbit cu mami și mi-a zis că cel mai bine este să pui prima dată luminițele, așa că hai să ne apucăm de luminițe, zic! Pentru că sunt în geamantan, așa că mă duc spre ele. Eu am luminițe, dar ce nu știți voi este că am întrerupător de Anglia și va trebui să iau celălalt întrerupător pe care l-am de la placa de păr și să-l pun aici ca să-l bag în priză. Bă. Deci, super. Hai să ne apucăm. Abia acum am terminat să ajung la beculețe. Am un cablu de pot să mut bradul ăsta prin toată casa, dar efectiv prin toată, la cât cablu am. Voi începe prin a pune prima dată globurile albe, iar apoi voi pune globurile roz pudră, pentru că ăsta este secretul, va fi din nou roz pudră și diamantele. Așa că haideți să ne apucăm de decorat. Și acum vă arăt piesele de rezistență. Mickey! Walt Disney! Parcă așa scrie acolo. Doamne, deci sunt superbe! Haideți să le vedem locul în brăduț. Unde să le punem pe astea? Că astea sunt cele mai bombă, ca să le numesc așa. Ia, unul. Punem o mânuță aici, că e liber. Uite mânuța! Ia. Un Mickey aici, toți Mickey vreau să stea la suprafață, ca să ne înțelegem, așa, și aici sus, bun! Nu știu dacă vouă vi se pare plin acum. Ideea este că oricum beteala o să facă totul și voiam să vă arăt că acum voi pune aceste diamante care sunt micuțe și pot să le strecor în locurile unde mi se pare mie așa, că e cam gol așa brăduțul ăsta. Așa că hai să începem cu un El Diamantos. Hâț. Am pus în principiu
aproape toate globurile, doar că vreau să pun înainte beteala, să văd pe unde ar mai lipsi. Deoarece și betela fiind foarte voluminoasă, să vedem ce și cum și haide să vă arăt și beteala. Aceasta este beteala pe care va trebui să începem să o punem. Am 9 metri plus încă două bucăți de anul trecut. Am terminat de împodobit bradul, o să vi-l arăt și de aproape, dar va trebui să punem steluța magică în vârf și aproape am terminat. O să vă arăt că o să pun și covorașul de dedesubt care este tot alb, așa că mai aveți puțină răbdare și aproape am terminat. Iupi! Haideți să vi-l arăt și de aproape. Sper că vă place cum am împodobit brăduțul. Am mai adăugat câteva mici detalii, cum ar fi acest fluturaș, acest ursuleț, o pingoino, om de zăpadă, care se mai regăsește și aici. Și haideți să vi-l arăt și cum arată fără lumină. Și așa arată brăduțul când este întuneric, mă voi... uita la el de aici, din locușorul meu. Chiar îmi place mult de tot cum a ieșit. Sper că și vouă vă place. Sunt mândră rău de acest brăduț. Nici nu vă imaginați. Chiar mi-a ieșit cum mi-am dorit. Am mai pus încă o cutie de cristale cât nu am filmat. Deci în momentul de față e super, super împodobit. Împodobit, am zis. Vă doresc un 1 decembrie cât mai fericit, să faceți tot ce vreți voi astăzi, pentru că aveți zi liberă, toată lumea are o zi liberă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem data viitoare, o zi faină să aveți. Mua! Vă pup!